În cadrul conferinței de presă susținută în această după-amiază, secretarul executiv al PSD Mehedinți, Liviu Mazilu, a ținut să-l felicite pe edilul orașului, Marius Creciu, pentru lupta purtată cu Agenția Națională de Integritate, în urma căreia primarul municipiului nostru a avut câștig de cauză. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a reușit să aibă câștig de cauză în lupta cu Agenția Națională de Integritate. Secretarul executiv al PSD Mehedinți, Liviu Mazilu, salută decizia instanței în cazul edilului. Salut cu mare satisfacție decizia instanței în ceea ce privește așa zisul dosar al primarului Marius Creciu, primarul Severinului, care, iată, după 5 ani de procese lungi, de nervi întinși, a câștigat în instanță împotriva unui raport al Agenției Naționale de Integritate, un raport vădit tendențios, o interpretare eronată a prevederilor legale, așa cum ANI ne-a obișnuit în acei ani, și îl felicit pe domnul primar, îi felicit în egală măsură pe severineni, pentru rezultatul acestui proces. Mă întreb, sigur, retoric, cine dă înapoi anii de stres, nervii, banii cheltuiți ai domnului primar pe un proces care n-ar fi trebuit să aibă loc, dar până la urmă totul e bine când se termină cu bine. Deși se vedea cu ochiul liber faptul că dosarul era lipsit de substanță, adversarii politici ai primarului au încercat să se folosească de această situație în luptele politice. Severinenii însă au apreciat activitatea edilului și nu s-au lăsat manipulați, lucru dovedit și la alegerile locale.